Aș dori să deschideți Bibliile Sfânta Scriptură în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13, un verset care îl știm cu toții. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13. Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Haideți să plecăm capetele și să mulțumim Domnului pentru cuvântul. Tată, venim înaintea Ta să-ți mulțumim pentru că Tu ești Dumnezeu. Îți mulțumesc pentru că Tu ești Dumnezeu al dragostei. Îți mulțumesc pentru că Tu ești acela care ne iubești. Îți mulțumesc pentru că Tu ești acela care ne porți de grijă. Îți mulțumesc pentru cuvântul Tău. Mă rog ca cuvântul Tău, Tată, să fie vestit cu putere. Mă rog, Tată, ca cuvântul Tău să cadă într-un pământ bun, Tată. Mă rog pentru inimile și mințile care sunt în locul acesta. Mă rog, Tată, ca ei să primească cuvântul, Tată, și ajută-ne, Tată, ca așa cum stăm, să auzim cuvântul și apoi când vom pleca de aici, să-l împlinim în viețile noastre, să fim o lumină pentru cei din jur, Tată, și astfel Tu să-ți culegi lauda, cinstea și gloria pentru că meriți. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Aș dori să vă binecuvintez și să zic ca Domnul să fie lăudat, pentru că în această dupămasă ați binevoit să fiți în locul acesta. Doresc ca Domnul să binecuvinteze pe cei care au slujit în locul acesta, pe cei care au adus un cuvânt din partea Domnului. Domnul să vă răsplătească. În această dupămasă aș dori să ne cercetăm inimile. Aș dori, titlul predicii mele l-am intitulat: Ce iubești? Sau Pe cine iubești? Este o vorbă, un cuvânt, iubire, a iubi, care l-auzi la orice pas, la orice colț. Și aș dori să ne cercetăm, să vedem ce iubim, pe cine iubim. În primul rând, aș dori să fim conștienți că Dumnezeu este suveran. El este acela care ne dă viața. El este acela care ne dă putere în trupul acesta ca să mergem în fiecare zi, dar să mergem împreună cu El. Să fim conștienți că El este acela care, așa cum am auzit, ne-a dat viața și la timpul hotărât de El, El este acela care ne dă viața. Dar este o mai mare nădejde și speranță pentru acei creștini care sunt în Hristos, căci într-o zi, când va hotărâ El, vom fi cu El sus în slavă și ne vom bucura cu El. Și atunci nu va mai fi durere, nu mai va fi necaz, va fi numai bucurie, cântări de laudă și ne vom bucura de Dumnezeul nostru care ne-a iubit. Dumnezeu este dragoste și ne-a arătat dragostea aceasta. Și cum ne-a arătat această dragoste, citim în Romani, capitolul 5, versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Pe când noi eram păcătoși, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, nu eram în mintea noastră, în calea noastră. Hristos este acela care a murit pentru noi. Și atunci când L-am acceptat pe Hristos, în a doua parte a versetului 5, ne se spune că această dragoste a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Așa a făcut ca Duhul Sfânt a legat lucrurile, ca cântările care s-au cântat în această dupămasă să fie despre inimă, să fie despre iubire. Și nu poți decât să te minunezi de această putere a Duhului Sfânt care leagă lucrurile. Nu putem să vorbim îndeajuns despre dragostea lui Hristos. El este acela care a trăit pentru noi, El este acela care a trăit în locul pe acest pământ, El este acela care ne-a iubit, El este acela care a murit și este acela care ne-a dat mântuire. În biserică, în multe biserici, se vorbește tot mai mult despre credință, dar prea puțin despre dragoste. Se ia
cred că credința se ia foarte ușor. Dacă auzi cuvântul, așa cum spune Biblia, și crezi, și nu mai ridici o mână sau vii în față, crezi și ești mântuit. Se ia foarte ușor. Dar să știți că credința adevărată, știți ce face? Lucrează în om dragoste. Dacă după ce te-ai pocăit, l-ai primit pe Domnul Iisus, trăiești la fel și nu ai dragoste pentru Domnul Iisus, degeaba ai spus că ai crezut, degeaba ridica mâna. Poți să fii creștin, numai să fii creștin cu numele și să nu-L iubești pe, pe Domnul Iisus. Poporul Israel a fost un popor care a fost ales de Dumnezeu să-i poarte numele, să-L mărturisească. Dar citim în Biblie, citim în istorie că acest popor nu l-a iubit din toată inima. Acest popor și-a îndreptat, l-a lăudat cu buzele, dar cu inima s-a îndreptat către alți Dumnezeu și s-au închinat și au iubit și au îmbrățișat alți Dumnezei. Nu l-au îmbrățișat pe Domnul, nu l-au îmbrățișat pe Dumnezeu. Și spune în Ieremia 2:32 că l-a uitat pe Dumnezeu. Și aceasta a produs supărare și durere lui Dumnezeu. Și în acele momente în care Dumnezeu nu a mai vorbit, n-a spus nimica. Prin prorocul Ieremia, ni se spune, prin gura profetului a vorbit Dumnezeu, în Ieremia 2:33, spune cuvântul: ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Nu-i așa? Câteodată parcă ne regăsim și noi. Când e să iubești ceva și nu e bine. E parcă și mai mult te îndelnicești să iubești lucrul acela. De ce? Pentru că suntem așa de firești și atunci când iubești ceva, ajungi să justifici chiar și păcatul. Așa eram noi odinioară. Mă rog ca niciunul dintre noi să nu mai fie în poziția aceasta, încât să iubești păcatul și să ajungi să justifici păcatul. Domnul să aibă milă de noi. Și vedem că evreii l-au iubit doar cu buzele. Să ne ajute Domnul ca să iubim pe Domnul din toată inima. Să știți că diferența în viața noastră se face ceea ce iubim. Dacă iubești pe Domnul Dumnezeu, dacă iubești păcatul, una din astea două va face diferența în viața ta. Dacă iubești păcatul, vei ajunge în iad. Dacă iubești pe Dumnezeu, vei ajunge să te bucuri cu El în slavă. Ioan 3:19. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Când a venit lumina în lume. Atunci când înseamnă când a venit Iisus Hristos în lume. Că lumina este Iisus Hristos și întunericul este păcatul. Spune cuvântul că oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. L-au iubit, adică l-au îmbrățișat și nu i-au mai dat drumul. În loc să iubească pe Domnul Iisus, pe acela care și-a dat viața în locul lor, care s-a sacrificat la cruce, nu l-au iubit, nu l-au acceptat, ci l-au respins. De ce? Pentru că au iubit păcatul. Pentru că oamenii iubesc păcatul, nu iubesc lumina. Nu iubesc pe Dumnezeu, nu iubesc pe Domnul Iisus Hristos, nu iubesc cuvântul. Așa cum spune în Dumnezeu este lumină, în Ioan 1:5. Domnul Iisus este lumina lumii, Ioan 8:12. Evanghelia este lumina,
2 Corinteni 4:4. Tot ce nu este în Dumnezeu, în cuvântul acesta, în cuvântul adevărului, este în întuneric. Dacă nu accepți lumina, automat te împotrivești luminii și te osândești singur la întuneric. Vedem că dragostea aceasta de păcat, de întuneric, te duce în iad. O primă iubire, dragostea de păcat, vedem că are consecințe veșnice. Vei merge în iad. 1 Ioan 2:15-16. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Deci dragostea aceasta din lume, să știți că nu este compatibilă cu dragostea Tatălui. N-au cum să se unească. Dragostea de lume n-are cum să se unească cu dragostea Tatălui. Sunt două iubiri diferite, două iubiri, n-ai cum să le compari. A iubi lumea nu este un sentiment, este un mod de viață. Și atunci când ai un mod de viață și iubești ceva, atunci îți dedici tot timpul, toată sudoarea, toată puterea, toată osteniala, ți-o dedici acelui lucru. Și dacă tu îți dedici acel lucru, iubești lumea, atunci toată osteniala și tot se focalizează asupra lumii. Dacă tu iubești pe Dumnezeu, toată puterea și toată osteniala ta, toată transpirația ta, tot timpul tău se va focaliza asupra dragostei lui Dumnezeu. Și spune cuvântul aici că dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dacă tu îți umpli inima cu dragostea lumii acesteia, credeți că mai are loc și dragostea Tatălui? Nu mai are nici loc. Nu mai are loc dragostea Tatălui. De aceea nu sunt compatibile. N-au cum să și dragostea de lume și dragostea Tatălui să fie într-un singur loc. Trebuie să alegi o dragoste. Care o alegi? Domnul să fie binecuvântat pentru acei care au ales să rămână în dragostea Tatălui. Matei 6:21 ne spune: unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Să știți că dragostea pentru lucrurile lumii acesteia sunt doar de o clipă. Dacă rămâi în dragostea lumii acesteia, cum am spus, n-ai cum să rămâi în dragostea Tatălui, fără dragostea Tatălui ești nimic. Fără dragostea Tatălui ești nenorocit. Fără dragostea Tatălui ești departe de Dumnezeu. Aș dori să te întreb ce faci cu viața ta pentru Dumnezeu. Ce scopuri ai pe acest pământ? Desigur, fiecare dintre noi dorim să ne întemeiem o familie, să avem o casă, o mașină. În sine nu sunt lucruri rele. Dar ce faci pentru Dumnezeu? Sunt creștini care merg duminică de duminică la biserică. Și atât. Credeți că e de ajuns numai să vii duminică de duminică și după aia restul săptămânii să-ți dedici inima doar pentru lucrurile acestei lumi? Un exemplu care l-am auzit și mi s-a părut foarte, foarte bun și am să vi-l zic. Dacă să ne închipuim că ajungi la vârsta de 60-70 de ani și ca și creștin ajungi după 30-35 de ani, ajungi să-ți plătești mortgage-ul la casă, poate ajungi să-ți plătești și a doua mașină, îți vezi copiii mari realizați la casele lor. Dar când tranși linie și realizezi că n-ai făcut nimic pentru Hristos, nu e așa că lucrul acesta este o nenorocire? Un creștin
să nu realizeze nimic pentru Hristos, doar pentru lucrurile acestei lumi? Să știți că Satan cu lucrurile acestea ne atacă de zi cu zi. Lumea, lucrurile acestea le oferă. Dragostea pentru lucrurile lumii, să știți că este o luptă pentru fiecare dintre noi. Fiecare ne confruntăm cu ele. Unii mai puțin, unii mai mult. Depinde unde îți pui inima, pe cine dorești să iubești mai mult. 2 Timotei 3, versetele 2 și 4. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Este o dragoste pentru, așa cum am spus, pentru lucrurile acestei lumi. Dar nu este o necesitate. Să știți că Dumnezeu înțelege necesitatea. Spune Domnul Iisus, să nu vă îngrijorați de ce veți mânca sau de ce veți îmbrăca. Căci Tatăl vostru care este în ceruri știe că aveți trebuință de ele. Deci Tatăl nostru care este în ceruri știe că avem trebuință de ele. E o necesitate. Dar să nu ne îngrijorăm, să nu ne ducem mai departe de lucrul acesta. Noi ca și părinți, când știm că copiii noștri au nevoie de ceva și noi le oferim, nu-i așa? Eu cred că le oferim mai mult decât necesitate. Așa este și Dumnezeu. Ne oferă mai mult decât avem noi nevoie, decât este necesar. Sunt oameni care sunt, așa zis, creștini, care în loc să vină la biserică, în loc să vină la adunare, să întâlnească cu frații, au plăcere să facă alte lucruri. Au plăcere să facă altceva. Plăcerile cărnii acesteia, senzualitatea aceasta a omului, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, să-ți împlinești plăcerile acestea ale cărnii în ziua de astăzi nu a fost mai bine ca niciodată. Spune că ne merge din rău în mai rău. Dar când vine vorba să ne atingem de trupul nostru, să ne atingem de carnea aceasta, să îi oferim plăcere, parcă găsim resurse de oriunde. Și lumea ne oferă resurse să avem plăcere în acest trup. Astăzi mai mult ca oricând. Dar cei care rămân în dragostea lui Dumnezeu, să știți că Dumnezeu este acela care ne dă putere, ne dă stăpânire de sine. Dragostea lui Dumnezeu ne dă stăpânire de sine. Să ne stăpânim, să nu trecem bariera de plăcere, de la necesitate la plăcere, este o foarte mare distanță, dar așa de repede o parcurge. Ni se spune, oamenii vor fi iubitori de sine. Oamenii iubesc slava lor. Din fire, ne place să fim lăudați, ne place să fim lăudați, ne place să fim acolo să ni se spună numele. Ne place să ne audă numele. Din fire ne place lucrul acesta. Nu zic că nu este bine să te aprecieze oamenii, dar tu când faci un lucru, numai să auzi că te laudă cineva, numai să-ți auzi numele acolo pe listă, că ești pus acolo, să știi că în loc ca slava, cinstea să vină la Dumnezeu, tu te pui în locul lui Dumnezeu. Deci toată slava care trebuie să fie la Dumnezeu,
ți-o atragi ție, pentru că ceea ce faci, ție îți place să-ți auzi numele sus acolo. Domnul să se îndure de noi și să avem grijă, să facem totul cu băgare de seamă, ca totul să facem spre slava și gloria Lui. Să știți că și această dragoste de sine te desparte de Dumnezeu. N-ai cum să rămâi lângă Dumnezeu dacă toată slava ți-o atragi ție. Atunci, eul ești tu. Tu ești în centrul vieții tale, nu mai este Dumnezeu. Iubitori de bani. Omul slujește banul. Omul iubește banul. La un moment dat în viață, ești așa de acaparat de bani, încât nu mai știi altceva. N-ați auzit expresia, sau poate creștini în lume: eu pentru bani sunt hotărât, pot să fac orice. Și oamenii fac orice pentru bani. Dau în cap, sparg bănci, sparg apartamente, fură pentru bani. Spune Dumnezeu, nu puteți să slujiți la doi stăpâni. Să-i slujiți lui Dumnezeu și să-i slujiți lui Mamona. Nu puteți să iubiți și banul, să-L iubiți și pe Dumnezeu. Vedem că și dragostea aceasta de bani ne desparte de Dumnezeu. Matei 22, 36 la 39. În aceste versete vin farisei să-L ispitească pe Domnul Iisus și îl întreabă: Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vedem o dragoste care duce la viață. Dragostea, iubirea de Dumnezeu. Dumnezeu vrea dragoste. Dumnezeu a dat dragoste. Dumnezeu vrea dragoste. Am spus la început că vorbim de credință așa de ușor. Dumnezeu n-a trimis pe Domnul Iisus pe acest pământ să ne facă credincioși. El a venit pe acest pământ pentru că ne-a iubit și ne-a cerut să credem în El, pentru că El este dragoste. El nu ne-a trimis pe acest pământ, n-a trimis să ne facă credincioși. Trebuie să credem, spune cuvântul, că în urma auzirii cuvântului se produce schimbarea. Cum stai la acest capitol? Mi-am pus întrebarea: Ovidiu, cum stai la acest capitol? Îl iubești pe Dumnezeu? Vreau să te întrebi: împlinești tu această poruncă? Spune cuvântul că este cea mai mare poruncă. Am citit la început că de ce în Roman 5 Dumnezeu a dat dragoste. Și noi, pe când eram păcătoși, iubeam fără de legea, trăiam în fără de lege, meritam să ne trimită în iad. Aceasta meritam. Dar El este acela care ne-a iertat și a trimis pe Domnul Iisus, care ne-a șters păcatele în sângele sfânt. Și prin aceasta și de aceea noi trebuie să dovedim dragoste față de Domnul Iisus. În Ioan 21 îl găsim pe Petru. Pe Petru care s-a lepădat de Domnul Iisus. Dar Petru n-a rămas acolo. Petru s-a căit, s-a pocăit, a plâns. Și ce? Și vine Domnul Iisus și îl întreabă: Petre, mă iubești? Petre, mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Domnul Iisus te întreabă în această după masă:
Ovidiu, mă iubești? Și puteți să vă puneți numele. Mă iubești? Roman 12:9, Apostolul Pavel spune, dragostea să fie fără prefăcătorie. Dacă un cuplu, un bărbat și o femeie se căsătoresc, merg la stare civilă, le dă certificatul, dar ei nu se iubesc. Sunt ei o familie? Poate numai în acte. Dar să știți că dragostea fără prefăcătorie, dragostea reciprocă, atunci se formează o familie, o familie adevărată. Sunt creștini care trăiesc doar cu numele, au ridicat mâna și trăiesc la fel. Dar cred că ei n-au citit Biblia mai departe, că Domnul Iisus, când a venit, a venit să ne scape de sub puterea păcatului. Și păcatul nu va mai avea putere asupra noastră. De ce? Pentru că vom fi o făptură nouă. Dar spune, cine continuă să păcătuiască, este de la diavolul. Deci, credința adevărată lucrează în om dragostea. Doresc ca această dragoste, să-L iubim pe Dumnezeu, această iubire de Dumnezeu, să crească în inimile noastre, să sporească din ce în ce mai mult și astfel să-L lăudăm, să-L cinstim, să-L glorificăm pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta și să mă ajute la lucrul acesta. Lăudat și binecuvântat să fie El, pentru că El este unicul și singurul care merită cinstea, slavă și gloria. Amin.